Am revenit în direct cu doamna senatoare Emilia Arcan, chestor al Senatului. Rămăsesem cu discuția noastră la ce? La remaniere? Se produce sau nu se reproduce? Da. Sau nu se produce? În S-o fi perioada reproducând ea, următoare, da. fie că va fi săptămâna viitoare sau cealaltă, va avea loc ședința Comitetului Executiv Național, unde vor fi prezenți toți președinții de organizație, va fi prezent și membrii din biroul permanent. Se va face o analiză a tot ceea ce a însemnat, Activitatea. activitatea atât politică, cât și respectarea termenelor și principiilor la programul de guvernare. Apoi, rolul important îl are doamna prim-ministru Viorica Dăncilă și fiecare Ei, membru, unde apropo de fiecare asta, membru va dacă îmi fi permit, analiz, fiecare membru care al deține funcția guvernului. al guvernului, respectiv ministrul care deține funcția va fi analizat în eșalonul 2, va fi analizat Am fiecare înțeles. membru Ei, vedeți, al dacă ne întoarcem iar. guvernului care va deține funcția sau care deține funcția de secretar de stat, Dar doamna subsecretar de Dăncilă stat. are șanse să fie schimbată? S-a vorbit Nu, despre nu cred. Nu, nu venirea cred. lui domnul Teodorovici, Nu cred că prim-ministru. se pune problema a se schimba primul Premierul. ministru al României. Nu. Exclus. Astea Că sunt și doamna premier povești. încasează, slavă O Domnului, încasează la sărăcuța, dar pe nedrept, foarte pentru că frumos. și dânsa Da. a apucat să intre în malaxorul ăsta de om Al nepregătit, de presei. om care a mai Nu făcut nepregătit. câteva Nu, nu, nu. Când intri în malaxorul ăsta al dezacorduri, presei dar și presa are și rolul dacă nu știi să ei. stăpâne, să Și da. aceste lucruri s-au întâmplat, eu cunosc foarte de foarte mult timp pe doamnă, numai un pic, o Nu mai secundă, avem timp să răspundem. așa, o cunosc de foarte mult timp pe doamna Viorica Dăncilă, fiind președinta Femeilor Da, o Social-Democrate văd la că e nivel femeie la locul național, ei, cu bun niciodată sunț, nu mi așa. s-a întâmplat să aud că Concret. nu face față în momentul în care dă un interviu sau când se află Am înțeles. în Concret, fața fiind camerelor de parlamentar luat de neamț, de... pe când o Da, autostradă în Moldova. Așa, lăsați-o pe doamna Dăncilă, că ba, ea... este foarte Da? important. Voiam să vă spun, indiferent ce va face doamna Viorica Dăncilă, pecetea deja este pusă. Însă, a demonstrat și a dat o lecție multora. A demonstrat în Parlamentul European, prin discursul domniei sale, că este stăpână și până la urmă, Am acolo înțeles. era casa ei, unde Atenție, a funcționat atenție, atenție, 9 ani atenție. de Vreau să zile. răspundeți repede în Vă 30 de rog, secunde. da. S-au vehiculat niște nume pentru Parlamentul European. Sunt reale? S-a făcut Nu lista? știu, nici nu știu despre Nu ce este știți? vorba, nici nu este momentul. Este vorba de Doamna lista Dănci. celor de la Nu, neamț sau... și de la neamț, și de la... Știți Nu, ceva? este prematur să discutăm acest lucru, Deci nici nu e nimic vorba. real? Nu, nu, Am înțeles. nu. Și Sunt doamna versiuni Dănci. sau mai sunt persoane care vor să zică da, vreau să-mi fac imagine, hai să dau Să la mă știri pe aruncă... surse, să dau o informație că vreau că voi fi un potențial candidat la europarlamentare. Deci nu Nici s-a vorbă. Păi am discutat, văzut că se poartă aici e la noi, la prematur. Neamț, că Am dacă vrei înțeles. să fii prefect, dai 7 nume și printre care XYZ. Eu Dacă credeam vrei că să fii dai subprefect, la fel. Dacă șapte vrei să mii. fii președinte de Consiliul Județean, la fel. Deci totul este bine calculat. Nici nu se pune Deci încă e problema de prematur, nu de listă. E prematur să nume. discutăm despre așa ceva. Și nici doamna Dăncilă, Nu, dar comisar eu discut european. despre județul Neamț. Aici, Am aici este înțeles. rolul meu de A, dar a prin alte face o județe s-au analiză. făcut niște, Fiecare nu? județ are lista lui separată Aha. și Și alte județe eu au sunt făcut? convinsă că și de la noi, de la Neamț, va fi cineva care să ne reprezinte în Parlamentul European. Cred că Am este înțeles. cazul, este momentul, pentru că județul Neamț, așa după cum bine cunoaștem și cunosc și telespectatorii, a A mai dat avut rezultate bune. în A alt dat ne... rezultate bune, că totul este pe vot. În Am funcție de activitatea politică pe care o ai la nivel înțeles. județean, Avem un... așa te poți înscrie la lista, La roata la norocului. Am masa înțeles. negocierilor. Avem un telefon. Vă rog, sunteți în direct. Noi vrem într-un timp atât de scurt Da, să să discutăm vorbim foarte multe, dar multe n-avem lucruri, timp. dar... Vă rog, sunteți în direct. Bună dimineața. Alo? Bună ziua, bună dimineața. M-auziți? Vă aud. M-auziți? Bună dimineața. Bună dimineața. Bună ziua. M-auziți? Da, vă aud. Haideți cu întrebarea foarte repede, că nu mai avem timp. Ieșim din emisie. Da, de ce? Se închide emisiunea? Da.
Îmi pare rău. Haideți, haideți, vă rog, aveți... Aveți vreo întrebare repede? Sau dacă nu, lăsați o emisie și o mi-o adresează colegul meu. Că nu mai avem timp. Iată. Nu. Vorbim. Păi haideți odată. Am două minute? Nu. 30 de secunde. Dacă pe 30 de secunde... Da, lăsați întrebarea în emisie. Vă mulțumim. Lăsați întrebarea în emisie. Nu putem pierde timpul așa. Scoatem vorbele de la dumneavoastră. Concret, fiind parlamentar de neamț, când... sau pe când o autostradă în Moldova? O întrebare care, iată, ne interesează pe noi și pe dumneavoastră. Câteva proiecte cu autostrada? Acest proiect este pe masa guvernului. Au fost foarte mulți oameni politici care au discutat despre acest lucru la nivel național. Pot să vă spun și eu că suntem într-o fază în care Iași-Ungheni-Târgu Neamț, proiectele sunt pe masa guvernului, sunt finalizate și până la finalul acestui an sunt finanțate. Acum, mergând mai departe, să analizăm pe ce rută se va duce ca să legăm Moldova de Ardeal. E un Ungheni lângă Târgu Mureș, unde e aeroportul. Sper că nu Târgu Mureș, Ungheniul. Sunt mai multe variante. Da. Fie că traversăm munții, fie că mergem pe tronsonul Târgu Neamț-Bacău și să mergem pe zona cealaltă. Am intrat în zilele trecute când am văzut-o pe Corina Crețu, că a zis, domnule, avem banii. Uitați banii, sunt bani la mine. Da, dar și aici sunt foarte multe nedreptăți, pentru că doamna Corina Crețu, înainte de a ieși și să se prezinte în fața telespectatorilor, trebuie să analizeze foarte bine. Așa. Eu bănuiesc că și din punctul ei de vedere, deja simte că ne aflăm în an electoral, ce urmează, își dorește foarte mult să continue la Parlamentul European și de acum începe să lovească în PSD. Deci nu este adevărat. Se lucrează intens, guvernul are pe masă foarte multe proiecte și atât vreau să spun. Atât vreau să vă spun un singur lucru și vă rog să-mi îngăduiți câteva secunde. Actualul guvern are foarte multe proiecte construite, lucrate, pe hârtie, analizate, aprobate, suntem în faza de studii foarte, foarte multe și foarte mulți bani investiți pe aceste studii. Și o să vedeți dumneavoastră până la finalul acestui mandat, 2020, o să vedeți că începe noi autostrada. Ne vom mai întâlni. Nu numai autostrada, foarte multe proiecte la nivel național. Pe bani europeni, că pe De ce se dorește fie că sunt bani europeni, fie că sunt bani guvernamentali, fie că sunt bani prin parteneriat. De ce preferă guvernul parteneriatul ăsta public? Altă greutate. Altfel se dă greutate când este parteneriat public-privat. Să fie și contribuția noastră și contribuția... De ce să nu luăm bani de la europeni? Luăm, dar o pondere cea mai mare să fie luată de la Uniunea Europeană și... Iată ce spun telespectatorii. Ceva proiecte pentru așa ceva, adică pentru autostrăzi, pentru că e vital pentru omul zona noastră, o autostradă. Așa este, are perfectă dreptate și cât voi fi în Parlamentul României, voi lupta pentru acest proiect. Chiar mai spuneți-le la... Băi, eu sunt din Moldova, acolo ați lăsat lucrurile la... Noi, cel puțin cei care reprezentăm, sunt parlamentari de Iași, parlamentari de Botoșani, de Suceava, de Bacău, toți de Neamț, toți avem același interes, un interes comun. Am discutat în foarte multe comisii, am mers și am susținut proiectul ăsta împreună cu colegii noștri, dar v-am spus, nimic nu se vede acum pentru că suntem în faza de studii. Am înțeles. Sunt niște sume extraordinar de mari alocate acestor studii. Nu vrem să fim... Și nu numai zona noastră, nu numai zona Moldovei, toată țara, ca să putem să circulăm la nivel standardelor. Să nu fim păcăliți cu studii și după aceea să rămânem cu studiile și să rămânem. Nu, dacă Dumnezeu ne ajută, iată, e vital pentru noi o autostradă. Da. De Dragnea nu mă interesează cineva. Da, mă rog. Foarte bine. Mare om, mare caracter. Dragnea ăsta, salvatorul țării, acest mao al României. Iubim în dubă cu el. Da, sunt și oameni care văd că... Este punctul de vedere a fiecărui cetățean. Îl luăm ca atare. Noi trebuie să selectăm. De aceea suntem oameni politici. Să facem politică, să susținem proiectele partidului și cei care... Să ignorăm pe cei care, într-adevăr, vor numai răutate, vor numai dezbinare, vor numai rău acestei țări. Pentru că
De rău ne-am săturat. Haide să fim mai buni. Ne spune cineva că aveți dreptate. Un partid mare, plin de oameni imorali, irresponsabili, care calcă legislația în vigoare. Da, și mai adică ales... dacă vorbim generalizat și nu dăm date concrete, da, și nu venim cu explicații concrete la ceea ce spune prin mesaj, așa, este adevărat că este o chestiune generală, îi băgăm pe toți în același malaxor și... Așa este. Autostradă, asta este. Niciodată, ne spune domnul Popa, niciodată. Înșelat. Dau scris, făcea proiecte. Nu, să nu greșească să dea scris, pentru că acest proiect va avea și o finalitate. Și atunci înțeles. O să vedem ce o să facă cu scrisul. Nu, dar asta i-a băgat pe mulți în doamna Corina Crețu. Nu, a greșit extrem de mult, vedem, hai să ne grăbim, Corina Crețu, pentru că ea consideră că de acolo, acolo sus unde a ajuns, știu, n-a dat niciun concurs pentru asta. Dacă nu era PSD-ul, nu era a mers pe meritul ei, da? Și partidul din care partidul face parte nu mai are nicio valoare în fața domniei sale. Este adevărat, are o forță, are o putere. Dar ia să vedem și noi câte simplificări a făcut în ceea ce înseamnă documentațiile acestea, că aici sunt pedicile. Să nu credeți că România nu are oameni competenți ca să poată să acceseze aceste proiecte. Dar dacă sunt atât de stufoase tot procedurile și aceste dosarele proceduri. E normal, da, să fii nemulțumit la un moment dat, dar nu ai venit cu nimic bun ca să vin să ajuți acești oameni ca să poată să treacă mai repede de aceste etape. Da, proiecte avem cu toții, de nu vă imaginați, bani dacă putem să luăm de undeva, asta e problema banilor. Într-adevăr, România ia bani. Avem un ministru al finanțelor extrem de bun, avem un ministru al finanțelor care luptă pentru a colecta, luptă pentru a face investiții în tot ceea ce înseamnă Ministerul Finanțelor, să scoatem la suprafață economia subterană, să scoatem la suprafață toate neregulile, să facem o colectare cât se poate de amănunțită, nu numai cel micul întreprinzător sau mijlociul să poată să fie un contribuabil corect la timp și fără să aibă beneficii. Mi-ați adus aminte, dar... de doamna de ieri de la Iași cu domnul Cioloș, ați văzut filmulețul ăla? Când a intrat domnul Cioloș și a ieșit atât de șifonat de... Aia e realitatea! O doamnă, aia este realitatea! Atât, în 5 minute am cronometrat, mai puțin de 5 minute, i-a spus domnului Cioloș toată radiografia românească. Da. A ieșit omul de nu mai știa încotro să foarte se ducă, bine, unde-i așa trenul, o să unde fie plec, mult mai dese, da, pentru întâlnite. Că oamenii de jos au mari probleme. Ați văzut ce înseamnă pentru micul antreprenor, care trebuie să-l lăsăm, doamna senator. Haideți să vedem cum îi trezim pe oamenii, pe tineri, să nu mai plece din țară. Iată, noi ne trezim cu niște lucruri exorbitante. Pleacă lumea din țara are proiecte asta. Care da. Să vină în, cum de ajunge, domnule, la Londra de... să aibă firmă? Cum ajung în Italia? Cum ajung peste tot în Europa? Hai să-i lăsăm pe oameni să producă. Dar cine nu-i lasă? Să nu-i mai controlăm, să nu-i mai nebunim, cine să nu-i mai călcăm pe cine cap. Cine nu-i lasă? Acum venind, vedeți foarte bine că dacă mergem și pe zona salariilor, vedeți foarte bine că acest guvern a făcut niște pași, pași importanți. Nu ne oprim aici, mergem mai departe. Mandatul se finalizează în anul 2020 și o să vedem pas cu pas, să vedem unde o să ne situăm. Ca domnul Iohannis, el era pas cu pas. Da, apropo de referendumul de duminică, v-a pus un pic pe gânduri ce se întâmplă cu oamenii, nu mai răspund, nu mai vor... Cred. Nu, m-a pus pe gânduri pentru că prezența a fost slabă, dar având în vedere că județul Neamț s-a situat printre primii 7 la nivel național, zic eu că ați ieșit bine este, în... nu bine, satisfăcător, pentru că poți să spui că a ieșit bine la un referendum atunci când ai depășit pragul. Noi nu am depășit pragul de 30%. Dumneavoastră v-ați fi dorit să treacă referendumul ăsta? Sigur că da. Sunt un creștin, sunt un ortodox care cred în Dumnezeu, cred în biserică, cred în biserica ortodoxă română. Sunt un om care are principii sănătoase, această căsătorie, cum ne-o dorim fiecare să fie constituită dintre un bărbat și o femeie. S-a întâmplat aceste lucruri, prezența a fost foarte slabă. Mă rog,
Fiecare a analizat... Nu s-a explicat foarte bine, a fost și confuzia aia cu întrebarea. Nu se putea schimba întrebarea aia din... Nu, pentru că a fost votată prin Parlament, așa este, așa prevede Constituția. Și iarăși, noi, dacă se vota... Dar rolul nostru a fost acela... Să explicăm cetățenilor. Da, dar noi cum nu ne-am prezentat să determinăm oamenii? Păi ce să facem? Să pățim precum Dragnea când a determinat lumea să meargă la vot? Până. Păi da, până la vot. Dar Biserica Ortodoxă Română și-a făcut treaba. Uneori parcă am întâlnit zone parcă prea agresivă, dar a fost pe înțelesul tuturor. Întâmplarea asta a fost una nefirească și m-a supărat foarte tare că am mai mers și prin zona rurală și am mai întrebat pe o mătușică, pe o doamnă care stătea la poartă, pe un grup de doamne, de domni. Și i-am întrebat dacă merg la vot, cunoscându-mă, bineînțeles. Da. Dar și mi-au spus așa cu o amărăciune că pe lângă faptul că biserica, preotul din comună... Amărăciune pentru ei sau pentru dumneavoastră? Pentru mine a fost amărăciune din ceea ce am concluzionat. Urmarea discuției. În ciuda faptului că oamenii au fost la biserică, au fost au participat la slujbe, au avut o predică preotul, le-a explicat ce înseamnă referendumul, cum trebuie să privim, să privească acest lucru, dar ceea ce mi s-a întâmplat să întâlnesc că au fost grupuri de persoane care au manipulat acest referendum mergând la la bătrânelele de la țară, să le spune, nu așa mamaie, ești de acord cu căsătoria între doi bărbați sau între două femei? Și mătușica spunea, cum așa? Sub nicio formă, nu sunt de acord. Nu așa, mamaie, că trebuie să votezi pe nu, că nu vrei să fie căsătoria între doi bărbați sau două femei. Am uitați-vă înțeles. Până unde s-a ajuns. O mai avut sens ceea ce a spus părintele când a discutat înțeles. La modul general? Femeia a plecat la urna de vot sau nu s-a mai dus? Ce zice? Că ori cu votul meu, ori fără votul meu, eu nu sunt de acord să fie căsătorie între doi de același sex. Ce urmează? Deci s-a încercat pe toate căile. Ce urmează în toamna asta? Iată un telespectator. Domnule, dar aveți emisiune prelungită, deja e și 6 minute. Haideți că deja am început să plictisim. Și telespectatorii ne-au învățat așa. Abia a fost arestată o femeie, cred că prin un canal, ce vindea zarzavat-o. Bravo, statul colectează bani. Și aici, da, într-adevăr, e greșit. Sunt nu sunt de acord. Șabloane care au intrat dar, în... Aici toate lucrurile astea nu le cunoaște ministrul finanțelor, să ne înțelegem. Dar ce urmează în această toamnă? Care a perpetuat de-a lungul anilor. Dacă nu te duci să lovești tot în cel mic, nu ai activitate în zona unde muncești. E greșit cu bătrâna. Ce se va întâmpla în toamna asta? Zarzavaturile și așa. Cu PSD-ul, cu mișcarea politică, ce părere aveți? Cum ce se întâmplă în cum la le final simțiți de dumneavoastră an? Acolo din interior? Da, eu zic că fiecare membru de partid, fiecare lider al Partidului Social Democrat va avea maturitate, va avea în conștiință că noi ne apropiem anul viitor, va fi un an electoral, vom avea două rânduri de alegeri, cele europarlamentare din vară și sau la finalul primăverii și cele prezidențiale de la sfârșitul anului. Sigur că trebuie să ne preocupe acest lucru, trebuie să ne organizăm, trebuie, dar noi organizați suntem, o luăm așa din mers, mai completăm acolo unde organizația întâmpină greutăți și cu optimism mergem mai departe. Trebuie, pentru că dacă ne împiedicăm de răutăți și de ură și de dezbinare, nu facem nimic. Cum vă împiedicați dumneavoastră cu majoritatea absolută? Asta e întrebarea mea. Cum de vă împiedicați dumneavoastră cu cât mai aveți acum în majoritate? Da. De ce nu dacă puteți defila cu toate legile? Dacă discutăm la nivelul Senatului, noi avem o majoritate confortabilă. Numai Partidul Social Democrat are 72 de senatori. Dacă mai punem 8 de la... Cum de a trecut, mă mai întreabă cineva? Cum de la maghiar, așa, repede dacă mai ca punem să... încă de la ALDE 12 senatori, sigur că nu e o problemă la noi la Senat. Cred că un pic dacă de discutat ar fi dacă la Camera Deputaților. Liviu Dragnea să schimbe legile în... Dar nu Liviu Dragnea, să ne înțelegem. Mă rog, iar așa, discutăm cu Florin și Iordac, ducem cu lumea în eroare. Nu. Va fi candidatul PSD la prezidențiale? Nu discutăm despre candidat. Sub cred nicio că formă. Din ceea ce, da, din ceea ce știu,
Alianța de guvernare încă este în discuție să se stabilească foarte mai bine. Ține cred că un candidat comun. Alianță. Deci credeți că un candidat? Cred că un candidat comun. Și Tăriceanu va fi? Dar nu discutăm despre nume. A, nu. Ceea ce știu din interior, ceea ce s-a mai vehiculat pe alte posturi de televiziune, cred că se va merge pe un candidat comun. Ca să nu rupeți alianța? Nu să nu rupem. Păi dacă 2 ani, 3 ani am rezistat la guvernare, eu zic că alianța aceasta a fost foarte bine gândită, foarte bine construită, foarte bine respectată. Sudată. Și s-a sudat în timp și s-a convins că nu se merge pe interese personale, ci pe un interes al cetățeanului. Am înțeles. Dar nu trebuie să o luăm de bună. Pentru că doar ceea ce v-am spus, că e posibil să mergem pe un candidat comun, este la nivel de discuții și nimic altceva. Schimbările pot fi de la zi la zi, pentru că sigur nu da, știm sigur ce, că ce, da. Și v-am ce spus ne poate oferi ziua de mai la mâine. Început, că orice rezultat a unui succes este provine prin alta negociere. Așa că se va negocia foarte bine și vom ieși cu un candidat care să câștige 100%. Cu care să ne fie... să nu ne fie rușine și care da, să-l bată primul pe celelalte Iohannis. Calități N-am și celelalte timp. Competențe nu discutăm. Am înțeles. Dăncilă a schimbat peste noapte membrii CES. Ce e CES-ul ăsta care vizează proiecte inițiate de guvern? Omul lui Voiculescu a rămas. Fel de fel de combinații, fel de fel de lucruri năucitoare. Nu citim în ziar, domnule, s-a bătut primul primul târnăcop la autostrada. Orice informație, fie că e bună, fie că e rea, fie că e pentru interesul cetățeanului sau am înțeles. Trebuie sau pentru interese personale a cuiva, fac deliciu presei, normal se vinde foarte și bine, trebuie să fii cu breaking news, trebuie vă să fii în tare interesul, mult, doamnă senator, trebuie da, să am depășit în, de mult, iată. În fața camerilor ca să dai explicații pe tot ceea ce înseamnă. Vă mulțumim foarte mult. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în zilele și în săptămânile următoare. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare. La revedere! Cu tot dragul și eu vă mulțumesc!